Într-o casă modestă de la periferia orașului, Larisa și Artur trăiau o viață simplă, dar complexă din punct de vedere emoțional. Ei erau părinții unor fete gemene, Alexandra și Maria, ambele în vârstă de 7 ani. Cu toate acestea, tratamentul lor față de fiecare copil era extrem de diferit. În acea zi, lumina soarelui pătrundea ușor în cameră, luminând spațiul în care fetele se jucau. Alexandra construia un castel din blocuri colorate, în timp ce Maria, care era aproape identică cu sora ei cu excepția unui lucru neobișnuit, crea povești cu păpușile ei. Armonia scenei a fost întreruptă de vocea Larisei, care le chema la cină. Alexandra, e timpul pentru cină, a spus mama lor cu un zâmbet, care a dispărut rapid când privirea i-a căzut pe Maria. Fără intare, Larisa a luat-o pe Alexandra de mână, a condus-o la masa de mese și a așezat-o pe un scaun. Maria, rămasă pe podea, a urmărit scena cu o expresie tristă și nedumerită. Cu tandrețe, mama lor a servit-o pe Alexandra cu o friptură suculentă, cartofi și legume. Cu toate acestea, pentru Maria, abordarea a fost rece și detașată. Larisa a luat un bol de plastic, l-a umplut cu orez și fasole și l-a așezat pe podea. Aici, mănâncă, a spus ea categoric, lipsită de afecțiune. Fetița s-a uitat la sora ei, care zâmbea mulțumită. Sucul proaspăt de portocale, servit alături de mâncarea lui Alexandra, a făcut dureros de clară diferența de tratament. Mami, pot să iau și eu niște suc? A întrebat Maria timid, sperând la o fărâmă de bunătate. Răspunsul a venit ca o miustrare tăioasă. Nu! A răbufnit Larisa. Artur, care tăcuse până atunci, a intervenit în cele din urmă, dar nu pentru a-și apăra fiica cea mică. Du-te și mănâncă în camera ta, Maria, a ordonat el pe un ton care nu permitea nesupunere. Maria și-a luat bolul, cu ochii strălucind de lacrimi, și a mers în camera ei. Sunetele râsetelor părinților și surorii ei îi răsunau în urechi, amintindu-i crud de realitatea cu care se confrunta. În camera ei, a închis ușa în liniște, a pus castronul jos și s-a așezat pe pat. A privit mâncarea fără poftă, gândindu-se la dragostea care părea rezervată doar pentru Alexandra. Plânsete tăcute și adânci i-au zguduit trupul fragil. Maria a știut întotdeauna că era diferită, că, din anumite motive, nu era iubită ca Alexandra. În acel moment, durerea respingerii a devenit insuportabilă. Singurătatea și tristețea au cuprins-o, făcând-o foarte conștientă de realitatea crudă a existenței sale. Larisa și Artur au visat odată la ziua în care vor deveni părinții unor fete gemene. Își imaginau o viață perfectă în care două fiice identice ar fi râs și s-ar fi jucat împreună. Cu toate acestea, când Alexandra și Maria s-au născut, visele lor au fost spulberate. Ambele fete erau frumoase, dar nu erau identice. Maria s-a născut cu sindromul Down, o provocare la care părinții ei nu erau pregătiți să facă față. De la bun început, au văzut-o ca pe o povară incomodă, o complicație nedorită în viața lor atent planificată. De-a lungul anilor, disparitatea de tratament a devenit o regulă. Alexandra era copilul iubit, copăleșit de atenție și îngrijire, în timp ce Maria era adesea neglijată, primea doar minimum de îngrijire și era exclusă din activitățile familiei. De ce nu pot merge și eu în parc? A întrebat ea odată, cu ochii plini de speranță. Pentru că vei strica toată distracția, i-a răspuns Larisa cu răceală. Maria privea de la fereastră cum familia ei pleca în altă excursie fără ea. Singurătatea a devenit tovarășa ei constantă, deși Alexandra îi aducea ocazional momente de bucurie. În ciuda cruzimii părinților lor, Alexandra își iubea sora geamănă necondiționat. Își împărtășeau secrete și se bucurau împreună de momente de râs. Alexandra era singura care o făcea pe Maria să se simtă prețuită și iubită. Într-o seară, în timp ce Maria stătea în camera ei, mâncându-și cina rece și reflectând la viața ei dificilă, Alexandra a intrat cu o sclipire în ochi. Am adus asta pentru tine, surioară, a șoptit ea, ținând în mână o bucată de friptură pe care o ascunsese de părinții lor. Maria s-a holbat la sora ei, uimită și mișcată de bunătatea ei. Dar cum rămâne cu mama și tata? A întrebat Maria, temându-se de consecințe. Ei nu trebuie să știe, a răspuns Alexandra cu un zâmbet răutăcios. Nu-mi place să te văd tristă. Nu meriți asta. Meriți tot ce am eu și chiar mai mult. Cuvintele surorii sale i-au încălzit inima Mariei. În acel moment, gestul mic al Alexandrei de a împărți o bucată de friptură a demonstrat puterea dragostei de soră. Maria a simțit un val de emoții,
tristețe pentru situația ei și recunoștință pentru bunătatea surorii sale. Mulțumesc, Alexandra! Ești cea mai bună soră din lume, a spus Maria, abia reușind să vorbească printre lacrimi. Și tu ești cea mai bună soră la care aș putea visa vreodată, i-a răspuns Alexandra, îmbrățișând-o. Cu toate acestea, disparitatea în tratament a continuat. Într-o zi, Larisa a venit la gemene cu un zâmbet încordat. Alexandra, draga mea, hai să ne pregătim. Diseară mergem la o petrecere, a anunțat ea, ignorând-o complet pe Maria. Dar Maria? A întrebat Alexandra, ținând-o de mână pe sora ei. Maria va sta acasă. Petrecerea nu este pentru ea, a răspuns mama lor fără intare sau empatie. Maria a simțit greutatea familiară a respingerii așezându-se pe umerii ei. Și-a forțat un zâmbet și a spus, e în regulă, Alexandra, voi fi bine. Când sora și părinții ei au plecat, Maria a rămas singură acasă. Casa era liniștită, absența familiei amplificându-i singurătatea. Dar liniștea a fost brusc spartă când ușa de la intrare s-a deschis. Larisa a intrat grăbită, cu lacrimi curgându-i pe față. Maria, trebuie să plecăm, a strigat Larisa, apucând-o de mână pe fiica ei. Mamă, ce s-a întâmplat? De ce plângi? A întrebat Maria, confuză și speriată de schimbarea bruscă a evenimentelor. A fost un accident, a plâns Larisa. Tatăl tău a căzut la petrecere și a fost grav rănit. Avem nevoie de ajutorul tău. La spital, Maria a fost supusă unor teste pentru a se stabili dacă ar putea dona o parte din ficatul ei pentru a-și salva tatăl. Când rezultatele au ieșit pozitive, Larisa a declarat, se va opera. Dar Maria a spus simplu, nu, nu vreau. Mama ei a fost uimită de sfidarea ei. E tatăl tău, a strigat ea. De ce ai nevoie de ajutorul meu acum? A întrebat Maria, cu vocea tremurându-i din cauza anilor de durere acumulată. Mă iubești acum pentru că ai nevoie de mine? Greutatea cuvintelor ei atârna greu în aer. Chiar și la vârsta ei fragedă, Maria a exprimat un adevăr profund care i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Alexandra stătea lângă sora ei, ținându-i mâna în tăcere, cu o expresie de solidaritate. Are dreptate, mamă! Tu nu o iubești, a spus Alexandra în liniște, cu vocea plină de convingere. În acel moment, adevărul disfuncționalității familiei lor a fost scos la iveală. Larisa a rămas încremenită, lumea ei destrămându-se în fața ei, în timp ce fiicele ei plecau, lăsând-o singură cu Artur, a cărui formă inconștientă zăcea pe patul de spital, fără să țină cont de furtuna de emoții din jurul lui. Tăcerea care a urmat a fost un martor crud al durerii și regretului care străpungeau inima Larisei. Realitatea acțiunilor sale și consecințele alegerilor sale nu fuseseră niciodată mai clare, lăsând-o copăleșită de un adevăr pe care nu-l mai putea ignora. Tensiunea din spital a crescut când a sosit un reprezentant al protecției copilului, chemat de medici din cauza îngrijorărilor legate de maltratarea gemenilor. După o scurtă discuție cu personalul medical, reprezentantul și-a îndreptat atenția către Larisa. Sunt aici pentru a discuta despre disparitatea în modul în care vă tratați fiicele, a început el, cu o expresie serioasă și plină de așteptare. În special neglijența față de Maria și rolul pe care îl joacă starea ei în această situație. Larisa, palidă și anxioasă, a încercat să se apere. Ne-am iubit întotdeauna fiicele. Doar că Alexandra avea nevoie de mai multă îngrijire. Alexandra a fost cea care a avut nevoie de îngrijire specială? A întrerupt bărbatul. Și acum, când este nevoie de un transplant, brusc Maria devine convenabilă. Acest lucru este, în cel mai bun caz, absurd. Înainte ca Larisa să poată răspunde, unul dintre medici s-a apropiat, întrerupând conversația tensionată. Maria a fost de acord să se procedeze la donare, a anunțat el, oferindu-i Larisei o scurtă ușurare. Cu toate acestea, răgazul a fost de scurtă durată, deoarece medicul a continuat. Serviciile pentru copii au decis că, în urma procedurii, fetele vor fi plasate temporar în custodia statului. Vestea șocantă a lăsat-o pe Larisa fără cuvinte, înțelegând gravitatea situației. Reprezentantul a explicat mai departe. Maria a fost de acord cu transplantul cu o singură condiție. După recuperare, vrea să se mute într-o casă unde va fi cu adevărat iubită și apreciată. Alexandra a insistat să rămână cu sora ei, așa că ambele vor fi plasate într-un adăpost temporar.
Conversația a devenit din ce în ce mai tensionată, Larisa încercând să înțeleagă realitatea pierderii potențiale a custodiei copiilor ei. Această decizie reflecta nu numai urgența nevoilor medicale ale lui Artur, ci și judecata dura mediului familial care a modelat viața gemenilor. Operația a avut loc. Transplantul a stabilizat starea de sănătate a lui Artur, dar rănile emoționale ale familiei erau departe de a se fi vindecat. În timp ce el își recăpăta încet cunoștința, roțile justiției erau deja în mișcare, iar procesul de retragere a custodiei fetelor părinților avansa rapid. Paradoxal, gestul Mariei de a salva viața tatălui ei a marcat sfârșitul vieții ei sub acoperișul lor. Artur, încă slăbit, dar în curs de recuperare fizică, se străduia să înțeleagă cum de viața lui ajunsese în acest punct. Într-o încercare disperată de a îndrepta greșelile trecutului, el și Larisa au decis să lupte în instanță pentru custodie. În timpul audierilor, mărturiile fetelor s-au dovedit esențiale. Maria, dând dovadă de o maturitate remarcabilă pentru vârsta ei, a povestit o viață marcată de neglijență și tratament inegal. Însă mărturia Alexandrei a fost cea care a lăsat sala de judecată reverberând cu impact. Merităm să fim iubiți pentru ceea ce suntem, nu doar atunci când este convenabil, a spus ea. Cuvintele sale simple, dar puternice, au conturat o imagine vie a realității pe care ea și sora ei au îndurat-o. Medicii care au supravegheat ancheta au contribuit, de asemenea, detaliind nu numai starea de sănătate a Mariei, ci și curajul ei extraordinar de a accepta să doneze o parte din ficatul ei pentru a-și salva tatăl, în ciuda tuturor circumstanțelor. În fața judecătorului, Larisa a încercat să-și exprime remușcările. Nu am știut sau nu am înțeles. Dar acum vedem cât de mult am greșit și avem nevoie doar de o șansă de a dovedi că putem fi mai buni. Cu toate acestea, cuvintele de regret ale Larisei nu au fost suficiente pentru a șterge anii de neglijență și maltratare. După o deliberare atentă, judecătorul a decis să pună capăt definitiv custodiei părinților, acordând prioritate siguranței copiilor. Cuplul a părăsit sala de judecat în lacrimi, realizând că decizia era definitivă. Ironia situației lor a fost amară pentru Artur, un bărbat care și-a respins una dintre fiice doar pentru că era diferită, dar care acum purta o parte din ea în el pentru totdeauna. Își pierduseră fiicele, dar își păstraseră speranța că Maria și Alexandra își vor găsi fericirea. Această speranță s-a împlinit atunci când gemenele au fost adoptate de un cuplu iubitor care a văzut-o pe Maria așa cum era de frumoasă și curajoasă. Împreună în noua lor familie, surorile au găsit în sfârșit un cămin în care erau apreciate pentru unicitatea lor, un loc în care dragostea nu avea condiții. În acest nou capitol, ele au crescut știind ce înseamnă să fii iubit cu adevărat. Dragi cititori, ați fi fost de acord cu operația de salvare a lui Artur dacă ați fi fost în locul lui Maria? Și dacă ați fi fost judecătorul, ați fi întors copiii la părinții lor? Împărtășiți-vă gândurile în comentarii. Iar dacă v-a plăcut această poveste, vă rugăm să dați like și să vă abonați. Până data viitoare!